Știți, eu ca preot, oamenii vin să se spovedească la mine. De cele mai multe ori știți ce spun oamenii, care e cea mai mare durerea lor. Să nu știți, nu credeți că sunt păcatele care se spun. Este dorul de casă. Când spun oamenii, mi-e dor de tată, mi-e dor de mamă, să vă iertați cam ce vă zic azi, pentru că în acea situație sunt și eu. Dar nu vreau să fac în această sărbătoare un moment trist, dar asta este, că atunci când te lovești de dorul de casă, cum să răpărești orice om? Mai dă o lacrimă, mai cânt un moment de frumos, nu? Și știți că acum de sărbători, eu am introdus foarte mult o tradiție, aceea de a merge cu icoana la casele creștinilor. Aceasta este o tradiție din Bucovina și mă bucur foarte mult că ceilalți preoți care sunt colegi de mei au preluat și fac și acolo partiile lor. Și când întreb oameni, ce faci acum? Ești acasă? Ați venit cu ipana la tine? Foarte mulți sunt acasă. Spun, da, veniți, părinte, vă așteptăm cu drag. Chiar sunt câțiva aici, în parohia noastră, care au fost foarte simpatici. Am spus, părinte, la noi nu sunt cu ipana, dar mi place tare mult ce faceți. Veniți. Și când întreb, și rest ce faceți? Merg acasă. Dar ce merge acasă? Știți care e răspunsul lor de ce merge acasă? Ascultați un pic. Acasă e România, acasă e tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă e seglia, pădurea și zborul, e doina și vioara, e roice și află somnul. Cântați cu noi împreună! Acasă e România, acasă e tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă e seglia, pădurea și zborul, e doina și vioara, I'm
acum am votat fără orchestrație. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem luna cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e luna și vioara, eroi ce-și află somnul. Vă iubesc, dragilor, vă iubesc, români, vă iubesc, România!